Peste 94.000 de persoane au fost vaccinate în 24 de ore. Dintre acestea însă, doar 32.000 s-au vaccinat cu prima doză. În total am depășit 4 milioane de români imunizați cu măcar o doză de ser anticovid. Sunt șanse mici ca ținta de vaccinare de 5 milioane de români să fie atinsă până la 1 iunie. Cu toate acestea, premierul Florin Câțu e optimist și anunță că se vor lua măsuri de relaxare oricum. Numărul total de doze administrate de marți până miercuri a fost de 94.417. România a depășit astfel 4 milioane de cetățeni care au primit măcar o doză de vaccin. De fapt, suntem la un pas să ajungem la 3 milioane de români cu schema de imunizare completă. În țara noastră au fost administrate peste 7 milioane de doze de vaccin. Este puțin probabil însă să ajungem la 5 milioane de persoane imunizate până la 1 iunie, țintă prevăzută de autorități. Ca să mai vaccinăm 1 milion de români în 12 zile, ar trebui ca zilnic să avem peste 80.000 de români vaccinați cu prima doză. Cu toate acestea, premierul Florin Câțu este optimist. Putem să atingem 5 milioane, dar nu asta este de fapt obiectivul, să atingem o anumită cifră. Obiectivul este să depășim pandemia și nu putem să depășim de pandemia decât prin vaccinare. Faptul că am venit cu câteva măsuri mai rapid a fost tocmai pentru că ne-am vaccinat și am văzut că vaccinarea a dus la o reducere a ratei de pozitivare sau de infectare. Eu cred că România au înțeles mesajul și se vor vaccina în primul rând pentru sănătatea lor, pentru sănătatea familiilor lor, pentru a avea o viață mai bună. Deci vor exista relaxări chiar dacă nu atingem pragul de 5 milioane? La 1 iunie vor exista relaxări. Despre obiectivul ca 5 milioane de persoane să fie vaccinate cu prima doză a vorbit și coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță. Uitându-mă la ritmul de vaccinare din ultimele două săptămâni și în mod deosebit la numărul de persoane care s-au vaccinat cu doza 1, predicția ne arată că este puțin probabil să ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate la 31 mai. Însă, cu siguranță, în prima parte a lunii iunie vom ajunge la acest obiectiv. Însă, partea la care m-aș uita în mod deosebit este legată de evoluția din punct de vedere al pandemiei, care este una foarte bună, a punctat Valeriu Gheorghiță. Posibil ca o parte din optimismul premierului referitor la noi relaxări să vină din faptul că vaccinul Johnson & Johnson a început să fie tot mai folosit în cabinetele medicilor de familie. Astfel, în 24 de ore au fost administrate 7.477 de doze din serul care are nevoie de o singură doză pentru a fi eficient împotriva virusului SARS-CoV-2. Iar în total au fost folosite până acum peste 45.000 de doze de Johnson & Johnson.